Sunt răcit. Ionasca este o eroină care a fost la ciorbărie și a adus ciorbă și inclusiv o pungă plină cu medicamente. Inclusiv am pierdut un card astăzi. Aici, George, aici atunci. Inclusiv i-am pierdut cardul lui Marian. Da, i-am dat cardul să se ducă să plătească chestii și l-a pierdut. 10 minute mai târziu. Marian, ia vezi, am uitat cardul tău acasă. Da, l-am pierdut. Da, l-am blocat, e ok. Păi că luni mi-au altul nou de la NG. Viața cu Georgiana. Da, viața cu Georgiana. Bine, oricum, faptul că a pierdut cardul nu o face mai puțin eroină decât este. Îți mulțumesc că ai fost. Deci a fost până la ciorbărie, frate. Care? Am fost și la cumpărătări, am fost și la ciorbărie și la farmacie. Și la farmacie. Ionesca rulează fin și pierde carduri. Hai să mâncăm. Ai luat gulaș, nu? Let's go. Deci mai nou ciorba de la ciorbărie e sigilată. Foarte frumos, foarte frumos. Să înceapă desfățul și dezmățul. Ionasca îmi dă siropel. Vine avionul? Vine. Fac avionul. Cred că are gust destul de nasol. Da, e ok. Trebuie să mai ai una, Marian. Deci că e multă mentă aici. E plante, hai. Pulița mare. Deci mă doar nevoie să... Bun? Nu e rău, să știi. Mariciu se face bine. Hai, România. Măi, Eduțule. Măi, Eduț. Cine-i mă acolo, Eduț frumos? Ia zi. Ia zi, mă, tati, cine-i fată frumoasă aici? Ia zi. Doamne, 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 ce păpușă. Hai, dă jucărie să o arunc. Hai, nu ajung. Nu ajung. Ieșim la o plimbare. Mergem până la părinții Georgianei, care au făcut mititei. Nu știu dacă au făcut mici. Nu au făcut mititei? Nu știu, auzi că fac grătar, nu știu. Au făcut mititei la băiatul bolnav. Ți-a luat punga cu medicamente, băiatul bolnav? Băiatul și-a luat punga cu medicamente, laptopul trandează vlogul de ieri. Și în jos găsiți. Hai, poate găsim și cardul pe care l-am pierdut eu. Da. Georgiana, mă, îți mai pierdut cardul. Am mai zis-o odată. Cu jos grindeanu. Ia da-s așa, mergem acasă? Oh. Mergem acasă, da-se? Oh. Vreau doar să zic că Georgiana mi-a făcut o oală de ceai. Se numește Winter Dream. Mamă, dar e un scandal total aici. Uh-huh. Mulțumesc, mami. De plăcere. Printre medicamente, ceaiuri și alte alea, am scris articolul ăsta astăzi. Am scris un review la jucăria asta, la Canon 70D. Sper să-l citiți, găsiți link în descriere. Doamne, Sasha, cât de amuzantă ești! Sasha! Sasha! Ești foarte amuzantă!